Doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Anastasescu. Bun găsit la Flash Monden. A fost desemnat cel mai frumos bărbat din lume, despre cine este vorba, dar și alte subiecte la fel de interesante. Imediat vă invit să urmărim titlurile zilei. Smile este pregătit să devină tată pentru a doua oară. Josephine l-a schimbat total și l-a surprins total. Îi moștenește și dragostea pentru muzică. Toate detaliile despre relația tată-fică dintre cei doi imediat la Flash Monden. Odniela Sandu, Shakira de România, vrea să fie star, dar nu-i prea iese. Merge la castinguri pe bandă rulantă, dar nu prinde niciun rol. Aflăm imediat toate amănuntele. Tocele de Hastings din seria Bridgerton a fost desemnat cel mai frumos bărbat din lume. Științific este demonstrat. Care au fost criteriile, aflăm la Flash Monden. Smiley radiază de când a venit pe lume micuța Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol. Cei doi roiesc în jurul fetiței, iar Smiley s-a transformat peste noapte în tătic model. Și ce să vezi, rolul îl prinde de minune. Să fie pe drum și un al doilea. Să schimb primul scute, nu știu, cel mai... Ile-i copilul mic. Cea mai grea perioadă a fost momentul în care am trecut la hrană normală și am renunțat la laptele de la sân. Ăla a fost o perioadă grea. Și ea a fost și răcită un pic în perioada aia. A fost mai grea, dar nu pot să spun că... Ok, te descurci. Nu știu, nu mi se pare nimic greu. Mi se pare că totul face parte din proces și trebuie să le trăiești pe toate și să le simți pe toate, pentru că eu cred că relația dintre părinți și copii trebuie să fie exact ca o relație de prietenie, trebuie să treci și prin bune și prin rele. Artistul este pur și simplu topit după micuța Josephine, care în luna martie va împlini 2 anișori. În plus, îi moștenește talentul muzical, se pare. Le moștenește, am auzit Adinaur, am tras cu urechea, începe, cântă, dansează prin care. Da, cântă. Melodia ta. Nu cântă neapărat pe melodia mea, cântă ce e ușor să cânte sau ce îi se pare ușor de fredonat, dar prinde foarte ușor piesele, are preferințe muzicale foarte clare, are playlist-uri de muzică pe care le ascultă, are mai multe playlist-uri pe care le ascultă, are playlist-ul de balet, playlist-ul de dimineață, playlist-ul de somn, playlist-ul de dans, da. Mă rog, dansează, cântă, face toate fețele posibile. Noi suntem bucuroși că l-am primit că am primit-o pe Josephine. Ne simțim binecuvântați și dacă mai merităm încă unul, cu siguranță îl vom primi cu toată dragostea. Mi-aduc aminte, tu ca mine, tu ca mine.
spui Beyoncé, spui sexy. Spui Beyoncé, te gândești la o întreagă industrie. Așa că nu este de mirare că la premiile Grammy a strălucit cu totul. O vedem și o analizăm imediat la rubrica Așa da, așa nu. Frumoasă, dar fără noroc. Odniela Sandu sau Shakira de România reclamă că regizorii nu o distribuie și pe ea în filme. Odniela este și actriță și și-a tocit tocurile pe la castinguri în ultima vreme. Dar ce să vezi, niciun rol cât de mic nu s-a lipit de ea. Io Filip Sindu are talentul. Odniela arată beton, stă mai toată ziua la sală și, din când în când, mai merge și pe la un casting de film. A fost la toate castingurile pentru peliculele de succes lansate recent de la Ramon, Romina Viața Mea sau Team Building. Niciun regizor însă nu a ales-o nici măcar pentru un rolișor cât de mic. Odniela, deci foarte sexy la premieră, pe cine vrei să cucerești, pe Ramon? Vreau să cuceresc tot filmul. Eu am văzut filmul și foarte multă lume în seara asta la premiera asta. Sunt multe filme românești care s-au lansat și se bat între ele care e mai bun. În ultima vreme sunt multe filme românești și mă bucură treaba asta și abia aștept să fie și mai multe, abia aștept să merg și la mai multe castinguri și să ne vedem și într-o altă formulă. Tu ți-ai dorit să joci într-un astfel de film? Da, am jucat în niște filme, am terminat și actoria, încă merg la castinguri, aștept să joc în cât de multe filme, dar știi cum e cu castingurile. Sunt 5 roluri și 100 care încearcă. Eu de obicei primesc invitații la casting, mă duc la casting, dar de data asta n-am primit invitație. Și da, pentru că ai făcut și actoria, știi, și la cum arăți, trebuie să invite. Cred că data viitoare mă țin minte, se uită pe listă, mă notează și... S-a făcut filmul pentru tine. Eu trebuie să te și potrivească tipologia. Sunt mai multe criterii pentru care chem la casting pe cineva, nu doar așa că îl chem la casting. Ei știu ce au nevoie. Și se potrivi un rol de blondă fatală. Să știi că mi-am dorit la un moment dat să joc un rol de rusoaică, sub acoperire, pe sport, cu pistoale. Până la rolul mult dorit și mult visat, Odniela are succes pe alte planuri, mai personale. Posesoarea unui trup de invidiat, frumoasa blondină are lipici la bărbații celebri din showbiz. Până și tenismenul Horia Tecău a făcut o pasiune pentru ea la un moment dat. Odniela l-a refuzat însă pe motiv că nu este deloc genul ei. Cum faci tu, ia zi, dar arăți de când te știu, arăți așa perfect. Care e secretul? Nu țin dietă, să știi, chiar dacă multă lume mă întreabă dacă țin dietă sau nu, nu țin. Ideea e că fac sport foarte mult. Ce înseamnă foarte mult? Zilnic, sală, zilnic? 2 ori pe săptămână la sală, dar merg la not, merg cu bicicleta, merg mult pe jos. Nu sunt genul de persoană care urcă în mașină și gata, a plecat până la destinația pe care o are. Nu, merg mult pe jos. Mai sport și mai ales mergi pe jos, dar alimentație? Bănuiesc că nu mănânci chipsuri la abdomen, o să mai puțin mă uitam la tine ca și pătrățele. Mănânc și chipsuri, să știi, mănânc și zahăr, mănânc și dulciuri, dar dacă faci sport și am și o genă, recunosc, sunt norocoasă, nu te îngrași. Te vezi măritată sau mai stai mai cu? Nu știu, am auzit de mulți bărbați care sunt leșinați după tine. Mă văd și măritată, mă văd și cu copil sau copii, nu știu exact, dar mă văd și în postura asta de mămică. Cred că toate vin la timpul potrivit, nu știu. Acum, veverița alune visează, dar noroc că nu este timpul pierdut. Cum pentru fiecare există o jumătate, undeva în lumea aceasta este și pentru Odniela cineva numai bun de luat acasă. Doar trenul să nu-l piardă din gară, căci în rest totul se rezolvă. Acesta este clar anul lui Beyoncé. Premiile curg unul după altul, fiecare apariție este răvășitoare, așa că artista ține ștacheta sus de tot. La premiile Grammy a ieșit cu totul în evidență, iar eu abia aștept să aud părerea specialistului la rubrica Așa da, așa nu. Vă salut cu drag din platoul Așa da, așa nu și vă trimit numai gânduri de bine și multe, multe zâmbete, așa cum zâmbesc și cu drag invitatul meu din această seară, Raul Tișa, bine te-am regăsit! Ce faci, cum ești?
foarte bine. Uite, am lăsat o clientă cu nuanțator în păr ca să pot să ajung la emisiune. Deci îți dai seama că o să mă sune și zică, uite că am mers acolo, din cauza lui am rămas eu cu culoare așa. Deci toată vina e pe mine. Dar să știi că, uite, propun să mergem și mai departe de clienta ta, fugim până în state, măcar să fim acoperiți. Vrei? Perfect. Cea de-a 65 ediție a premiilor Grammy a adunat sub același acoperiș cele mai mari nume din industria muzicală și a divertismentului din lume. Așa cum era de așteptat, echipele de stiliști, make-up artiști, hair stiliști și celebrele case de modă de lux s-au întrecut în a face ca vedetele să strălucească pe covorul roșu. Pentru unele celebrități, defilarea a fost cu dezamăgire, dar pentru altele a fost cu ovații la scară largă. Ținutele purtate de vedetele prezente la premiile Grammy au fost dintre cele mai diverse, de la elegant la excentric, de la rafinat la elegant, avut de toate. Un exemplu este și talentata, tobele, Beyoncé a avut 9 nominalizări și a primit 4 premii, devenind cel mai premiat artist din istoria acestei gale cu 32 de gramofoane câștigate. Una din ținutele pe care vedeta le-a purtat la această gală a fost o rochie metalizată, creația unei case de modă din Italia, desigur, pe care a accesorizat-o cu o pereche de mănuși negre. Așa da sau așa nu pentru ținuta aceasta. Vezi că regăsim mânușile și aici. Da? Pentru așa evenimente mi se pare extrem de potrivite. Sau le-am împrumutat una de la cealaltă. Se poate. Cel puțin Beyoncé se reinventează non-stop. Acum și titlul noului ei album subliniază acest lucru, Renaissance. Rochia, i-a avut 3 rochii la premiile Grammy, 2 de designer italian și una de designer francez. Arată foarte bine, îmi place mult că combinația asta între auriu și argintiu contează foarte mult cum o faci ca să dea bine, dar în situația asta, pentru că auriu reflectă foarte bine lumina, ei dă mult mai multă voluptate în partea de sus, iar pentru că partea asta de jos, argintiu absoarbe lumina, care în compoziție albastru, care absoarbe lumina, îi pune așa o... face talia să pară puțin mai subțire și mi se pare că are nevoie de așa ceva. Am văzut-o și în realitate și e o apariție întotdeauna. Iar părul, vezi că nu are un volum fantastic. La toate ținutele astea pe care le vedem merg doar lucruri simple. Dacă vrei să faci un păr care să arate fantastic, trebuie să fie ținuta foarte simplă. Corect. Și atunci Beyoncé întotdeauna, mai ales că a câștigat cel de-al 32-lea premiu și a doborât recordul anterior, mi se pare că e un așada oricând. E o apariție spectacol. Chiar m-am întâlnit cu ea face-to-face acum câțiva ani. Arată exact ca aici, adică nimic, este porțelan. Voluptoasă, forme, dar știe cumva unde și ce să puncteze, unde mai pui că muzica ei este peste așteptări. Exact, ultimul album este o renaștere ei, dar și o reinventare. Și nu numai la ea, că mă gândeam acum și la Madonna, care tot așa, în spectrul acela, că se tot reinventează și cumva vârsta în cazul Madonei este undeva lăsată în urmă. Dar revenind la Beyoncé, este o apariție spectaculoasă, arătat în schimb covorul roșu și vă spun și de ce, pentru că a fost blocată în trafic. Trebuia să mai urce o dată pe scenă să-și primească un premiu și ghici, n-a mai ajuns pentru că traficul din Los Angeles, în ciuda faptului că toate vedetele sunt acolo, este la fel ca în marile orașe. Dar din acest motiv nu avem pozele de pe covorul roșu. Este o apariție spectaculoasă. Mănușile nu avem, chiar dacă avem argintiu cu auriu și negru acolo, cumva toate acestea merg mână în mână. E foarte greu din punctul meu de vedere să combini un auriu și un argintiu, dacă corect, nu ai nuanța care trebuie acolo, dar în cazul de față funcționează perfect. Mă bucur și pentru părul acesta, care nu știu dacă neapărat e un o tentativă de white look, cumva, fiind da, așa da, mai este, temperat. Este dar arată foarte, este foarte o tentativă bine de white look, pentru că white look-urile sunt elegante, se potrivesc pentru astfel de evenimente. Când te mai gândești că ea a fost la Cluj și a concertat la Cluj, da? În 2007,
dacă nu mă înșel, 2007 sau 2008. Auzeam, auzeam de la salon cum își fac reglajele de sol. Față în față cu ea. Mi se pare fantastic. Părul contracarează și volanele de la Rocky, arată spectaculos. Așa da, primește și din partea mea. În schimb, Pharrell Williams a ales roșu pe covorul roșu, motiv pentru care îi primește așa da sau așa. Pharrell se îmbracă întotdeauna destul de bine, aș putea să zic. Acum ochelarii ăștia sunt chiar dintr-o colecție de-a lui cu o mare casă din Statele Unite. Iar costumașul ăsta de piele este custom-made. Mă rog, nu pot să zic că îmi place în mod spectaculos, dar overall arată bine. Așa da. Deci, da, aș putea să port ținuta asta, nu m-ar deranja. Nu știu dacă neapărat și ochelarii. Deci dacă vrei, îl sunăm după și să trimită ținuta fără ochelarii. Fără ochelari să o trimită aici. Da, ochelarii sunt din colecția lui. Deci, sunt nu, cu diamante. Ochelarii nu avem nevoie de ei. Oricum, dacă n-au dioptrie, nu văd deloc. Deci e ok să nu ne trimite ochelarii, dar să ne trimită ținuta. Pentru că, da, așa da, primește și din partea mea. E o încercare curajoasă, recunosc. E foarte greu să porți roșu pe covorul roșu, mai ales că vorbim de un eveniment destul de important. Nu oricine poate să poarte roșu pe covorul roșu, pentru că trebuie să fii foarte atent la nuanță. Dar în cazul de față, cusăturile, fermoar și celelalte accesorii, cumva au reușit să-l scoată din covorul roșu și să-l pune exact acolo unde trebuie. De fapt, aceasta e cea de-a doua apariție a lui, pentru că în primele fotografii de pe covorul roșu mai are și o haină de blană, dar cumva a renunțat la ea pe parcursul traseului de pe covorul roșu și a rămas așa. Motiv pentru care, da, primește așa, da, și din partea mea. Și uite că am mai încheiat cu succes o ediție. Mulțumesc mult de tot că ai fost alături de mine. Mulțumesc. Dar nu stai pe așa ușor, te mai sun și te mai invit. Bine. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așadar și Anunț, aveți o seară spectaculoasă. Ducele de Hastings, celebrul actor Regé Jean Page, a fost desemnat cel mai frumos bărbat din lume și este dovedit științific. Care au fost criteriile, vă spun imediat după publicitate. Vă aștept! Am revenit din publicitate și gata, doamnelor, competiția s-a încheiat. Domnilor, nu mai este cazul să trageți burta, să stați cu spatele drept, să umblați ca și scoși din cutie. Este gata și oficial a fost desemnat cel mai frumos bărbat din lume. Ba chiar avem și locurile 2 și 3. Bun, să începem cu primul loc pe podium care îi se atribuie frumoșelului actor Regé Jean Page. Dar să vedeți cum s-a ales cu acest loc. A fost o alegere științifică. Pardon me. Forgive me. The Duke of Hastings, now known forevermore. Bine vedem, bine auzim Regé Jean Page, sau cum îl cunoaște întreg mapamondul ca ducele de Hastings din seria serialului Bridgerton, a fost desemnat cel mai frumos bărbat din lume. Competiția nu a fost niciuna de forță, nici de IQ, nici de zâmbet fermecător și nici de mușchetalați pe vreo scenă. A fost o analiză științifică demnă de secolul 21 în anul 2023. Așa se face că a intrat în acțiune Raportul frumuseții Fi, prin intermediul căruia se măsoară frumusețea fizică. I-au fost analizate dimensiunea buzelor, poziționarea ochilor pe chip, dar și simetria feței. Rezultatele au venit rapid după o atentă scanare și britanicul este imbatabil. Regé Jean Page ar fi un bărbat frumos în proporție de peste 93%. Oho, și multe au căzut la picioare și multe altele au suspinat după el, semn că testul nu este chiar o păcăleală. Însă el este tot singurel sau își ține amorul departe de ochii curioșilor. Cert este că nu este o pradă ușoară nici în viața reală. I assure you, I'm anything but interested in you. Good. Quiet. And I anything
interested in you, the eldest sister of my oldest friend. În topul frumuseții după Reggie Jean Page urmează nimeni altul decât Chris Hemsworth. Actorul a obținut și el un punctaj frumușel la capitolul frumusețe. Locul 3 este și el ocupat de Michael Jordan. Un număr mare de femei a fost de acord cu acest top, însă altele au declarat că frumusețea este subiectivă, iar standardele nu sunt de luat în seamă. În traducere liberă, fiecăruia îi place cine îi place. Doamnelor, ce spuneți? Merită Reggie Jean Page acest titlu sau ba? Este frumusețea subiectivă? Eu aș spune că da. Atât pentru moment, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă dăm întâlnire și data viitoare cu alte mondenități. Rămâneți pe Prima TV! We'll be right back.